începem despachetarea. Da, e! Așa. Deci, stai. Da. E și la mine. Stai. Dar de ce e așa de împachetat? Pentru că au venit de departe, din altă țară. Foarte bine împachetat. Wow, ăsta. Nu, nu te sui. Ăsta este cel albastru. Și mai avem unul pe roz. Yay! Urmează să-l montăm. Birourile montate. Biroul mic al fetiței, mai mic. Biroul mai mare. Cele două birouri se numesc Anica, de la One Concept. Sunt niște birouri pentru copii. Niște birouri ergonomice. Setul conține două piese. Biroul și scaunul. Le puteți găsi pe site-ul electronicstar.ro. Mi-am ajuns într-o săptămână acasă, transport gratuit. Am găsit la prețul de 559. Sunt pentru copii înălțimea de la 15 cm până la 1,70. Acest albastru este la înălțimea maximă, după cum vedeți. Pe acesta pot să stau eu cu o înălțime de 1,69 fără nicio problemă. Și acesta este la minim pus. Aproape de minim. Vedeți sub o tăviță în care copilul își poate pune caietele, carioci, de asemenea și aici, pe măsuță, pe platul de la măsuță au două spații, unde își pot pune carioci. În platul măsuței se poate ridica până la 40 de grade și setat. Sunt făcute din materiale foarte, foarte faine. Plasticul este unul dur, pare rezistent, totul este metalic la ca structură. Da? Aici ne explică în funcție de înălțimea copilului cât ar trebui să reglăm scaunul și cu masă. Îmi duc să legăm pe înălțime. Abia aștept să le arăt copiilor mei cum arată. Și am uitat să vă spun, are setul vine și cu un cârnaț.
cârlig unde își pot agăța gențile. Se poate monta fix orică parte, orică cealaltă. În ambele părți au spațiu. Se ridică și spătarul, are două nivele la spătar. Când crește mai mare, îl puteți pune ridicat și pune la nivelul al doilea. Sunt foarte mulțumită de ele, să vedem ce vor spune și copiii.